intrat mai devreme, dimineața mai tras de ea, au văzut că nu-i trezibil, au vrut să lase să dormă. Nu s-au scuturat. Deschideți ochii. Propo, Cheta, este non, schimbăm pe cablul. Vă salut, Dr. Paul Argheci. Astăzi suntem din nou de gardă pe Smurt. Suntem solicitați la o intervenție de către un alt echipaj Smurt, un echipaj de tip B2 format doar din paramedici. Acest lucru se întâmplă relativ frecvent, pentru că echipajele cu asistenți sau doar cu paramedici sunt mult mai numeroase decât cele cu medic. Ambulanța cu medic este o resursă valoroasă care trebuie gestionată inteligent. Nu trebuie trimise la cazuri decât la cazurile foarte grave pe care trebuie să le rezolve și la care trebuie să intervine. Acum că v-am explicat pe scurt toate aceste lucruri, urmează să vedem ce s-a întâmplat acolo la caz. Bună ziua! No, ne cerem scuze că intrăm așa, un bocanc. Aici așa frumos. Ciao. Doctor, de-aseară a fost ultima dată când am vorbit cu ea, până la 8, s-a culcat mai devreme, dimineața mai tras de ea, a văzut că nu-i trezibil, a vrut să-l lase să doarmă și acum deja a început să îngrijoreze doamna. 39,7. Am înțeles. Cum o cheamă? Doamne? Și acum se pare că e un pic mai trezibilă? Deci la noi la stimul, la nimic nou, dar nu și saturație, au avut 50. Și la limbă, vârful limbii, se vede că a fost strâns în grădință. Și acum 183 cu 54? Pe mâna aia, pe mâna aia la altă e mai cianotică. Mi-a fost pe rău drept, e mai cianotică, stând de partea. Uite aici, ăsta așa e spăiesc. Primul lucru pe care l-am observat când am intrat acolo este că echipajul s-a descurcat extraordinar. Pe domnul pe care îl vedeți aici, l-ați mai văzut în unul din clipurile mele de anul trecut, este unul dintre cei mai buni paramedici cu care am lucrat vreodată. Pacienta inconștientă, în comă, pusă în poziție laterală de siguranță. Perfect. Deci până acum știam că avem o pacientă în comă, care nu poate fi trezită din cursul dimineții, la care au ajuns echipajul de prim ajutor. Primele 30 de secunde când ajungi la un caz, trebuie să te orientezi repede să vezi despre ce e vorba. Ce am văzut eu acolo? O pacientă aflată în comă, care avea cale aeriană liberă, respira, saturația era bună cu oxigen, dar era mică, fără, undeva la saturație era 70% înainte să ajungă echipajul. Eu vorbisem cu echipajul înainte să ajung acolo și mi-au spus că era o pacientă care avea, pe lângă semnele vitale pe care mi le-au spus, și o temperatură de 39,7 grade Celsius, lucru care m-a făcut să mă gândesc din prima la o infecție generalizată, un sepsis, cum se numește în termen medical. Însă, când am ajuns acolo, tensiunea pacientei era bună, chiar mare, 184 cu 54, lucru care m-a făcut să îmi reorientez diagnosticul în acel moment. Ai așa, în starea aceasta de azi dimineață? Deci, da, ieri a fost normală, conștientă, aseară, vorbeați cu ea, da, aseară, fără nicio problemă. M-a chemat să-i stins televizorul, i-am stins televizorul. La ora 1 am deschis ușa, că las ușa deschisă și am simțit că s-a mișcat. A făcut un scaun, dimineață urina i-am luat-o și am crezut că n-a dormit azi noapte și am lăsat-o să... Ce medicamente îi dați? Uitați, acolo este lista cu medicamente. Oh, ține, și le ia astea, da? Da, da, da. A luat și aseară și a luat medicația. Nu s-o plâns de durere în piept sau ceva? Nu. Mai zis că vreți să mergem la spital, nu? Ce soluție propuneți? Eu nu pot să iau o hotărâre de una singură. Nu. Spuneți dumneavoastră, domnul doctor. Nu știm exact din ce cauză e așa. Eu când am vorbit cu colegii la telefon, m-am gândit că s-ar putea să fie ceva infecție, să fi făcut ea, dar nu explică. Tensiunea e bună. Adică e ușor crescută, 175 cu 74. Da. Dacă tensiunea era 8 cu 5 sau 7 cu 5, da, atunci a explica și soluția era, poți să dai un pic mai încet perfuzabilul ăsta. Înțelegeți? Trebuie să ascultăm, trebuie să facem jos în ambulanță niște analize. Da. Și dacă starea ei se menține așa, s-ar putea să trăiască să o intubăm. Adică să o preluăm funcția ei respiratorie, pentru că nu putem lăsa
Ea e în comă acum, înțelegeți? Da. Și nu putem să o lăsăm așa pentru că riscă să verse, să se inhaleze tot conținutul în plămâni. Da. Când pacienții când ajung în starea aceasta, asta e prima intenție, da? Ca să ne asigurăm calea aeriană și din punct de vedere respirator lucrurile sunt stabile și în regulă. Și apoi căutăm, trebuie să vedem să facem și un CT de cap, să vedem dacă cumva a făcut un accident vascular cerebral, având în vedere ea și sindrom, da. Având în vedere faptul că e cu fibrilație, faptul că ea sindrom nu exclude niciun cheal care ar putea să fi plecat din inimă către cap, știți? Da. Și atunci cam asta e. Momentan ea, cu oxigen de la noi, lucrurile se mențin stabile din ce văd eu acum. Să facem acum o analiză mai specială. Să vedem acum cum poate e ceva de la electroliții din sânge. Poate, înțelegeți? Da. Aducem o pătură. Mâna cealaltă mișcă sau? Asta mișcă. Asta e și albastru rece. N-are puls pe ea. Și asta are puls acolo? Dacă sunteți atenți la monitor, se poate auzi ritmul inimii, care este aritmic, adică nu are acea ritmicitate normală, pentru că doamna suferea de o boală, se numește fibrilație atrială, o parte din camerele inimii își pierd din contractilitate, mai exact atriile, și acolo se pot forma trombi, cheaguri de sânge, care să plece ulterior spre creier. Bun, fixați bine branurile. Dă-ți tu scopul tău, te rog. Patru puncte. Pare mușcată? Da, pare aici multă. Nu s-a scuturat. Nu știți? Nu știu. Eu am văzut-o că dormea liniștită, puls se vedea că are aici, respira. Ultima masă, când a avut-o? Aseară nu a avut să mănânce. Deci azi nu a mâncat deloc, clar? Astăzi nu a mâncat deloc. Bine. Am întrebat dacă pacienta mâncase recent pentru că urma să o intubăm în ambulanță. Și dacă avea stomacul plin, complica un pic procedura. 39 ai zis că e temperatura? 39 cu 4. Bine. Da. Hai să... Puteți să vă luați voi monitorul jos. Da. Doamne... Ia deschideți ochii. Doamne... Deschideți ochii. Deschide ochii. Ambulanța și vă mai zic, mai povestesc cu dumneavoastră, bine? Am făcut și o analiză mai specială, adică astrupul arterial, analiza gazelor sanguine și a electroliților din sânge, sânge luat din arteră, însă acesta a fost neconcludent. Electroliții erau normali, gazele sanguine erau normale, niciunul din acești parametri nu era modificat și nu explicau starea pacientei. După cum ziceam și înainte, ne pregătim de intubarea pacientei, preluarea respirației acesteia, pentru că în coma în care ea se afla, era la risc de foarte multe complicații. Și asigurarea respirației pacientului este numărul 1 în orice evaluare a acestuia. Urgențe pe clinicilor. În astfel, următoarele 2-3 ore nu are. N-aveți ce să căutați la urgențe, pentru că durează până, da, deci până se face preluarea de către echipele de acolo, până fac analizele și ei, că și să facă seturi de analize, da. Până comandă CT-ul, până duc la CT, până au niște rezultate, până stabilesc niște diagnostice și probabil o să aibă nevoie și de niște consulturi, de neurologie, cardiologie, așa mai departe. Și apoi o să poată să vă dea informații exact de care e statusul, care este prognosticul și ce o să facă în continuare. Și atunci asta durează undeva la 2-3 ore. Și atunci după 3 ore... După 3 ore puteți să veniți la urgență pe strada clinicilor și să întrebați acolo. Este asistent social care e responsabil să vă ajute, să vă îndrume. Bine? Bine, mulțumesc mult! N-aveți de ce.
Apropo, Cheta, este non, probabil că are poteză. Nu, e așa de urgent balonul, că-i pun în mâncare de roșu pe aspirator. Ridicat mai sus. Ce ai zis de proteză? Zic că va trebui să scoatem proteza. Da, ei că nu-i scoatem. Păi, adesea spart să fie a ei. Stai o pipă. Pentru menținerea căii aeriene deschise în poziția pe spate se folosește o pipă Ghedel, care este o canulă din plastic care se introduce în gură. Astfel, calea aeriană rămâne deschisă. E vreodată tu? Țineți. Aveți noră pe gâtă? Da. Pentru că anestezicele generale pun o presiune foarte mare pe inimă și sistemul cardiovascular, folosim medicație ca să contracarăm toate aceste efecte. Mai exact aici, noradrenalină, care este sora adrenalinei. Fiind și vârstnică, riscurile erau mai mari. Am transmis echipajului medicația pe care doresc să o folosesc în acel moment la pacientă pentru inducerea într-o anestezie generală rapidă. Propofol, ketamină, Listenon. La ta? Ordinea în care sunt date aceste medicamente este crucială. Primul pe care l-am dat a fost ketamina, care nu are un efect așa de negativ asupra inimii. Următorul a fost propofolul, care este și medicamentul acela care l-a ucis pe Michael Jackson. Și în cele din urmă, cel mai important, doar la final, se dă paralizantul muscular. Niciodată nu se dă paralizantul muscular prima oară. Imaginează că te operezi și primul lucru care ți se dă este paralizantul muscular. Ai rămâne doar conștient și nu te-ai putea mișca. Acum așteptăm un minut să intre în acțiune paralizantul muscular, care ne va facilita, ne va ușura intubația orotraheală. Ăsta e termenul medical pentru tubul acela la nivelul traheei. Dă-i tensiune. Vreau aspirator? Se vede bine? Da, se fixăm. 20. Da, te rog. Comentăm că se schimbă o aspirat pe mine. Da, Maria? Da. De câteva balane. Ține de ancă acolo bine. Stetoscop. Da. Aici de fixă. Cam nu grav, vă rog. Da. Da. Bine. Acesta a fost punctul culminant a acestei intervenții.
Este critic să preluăm respirația pacientului, să fie totul în siguranță. Verificăm faptul că s-a intubat bine, că se ascultă plămânii de ambele părți, la fel, bilateral, simetric. Confirmăm faptul că se elimină dioxid de carbon la nivelul sondei de intubație și conectăm ventilatorul, pentru că nu o să stăm noi manual în timpul deplasării să facem ventilațiile pacientei, ci folosim un ventilator mecanic. Se aude bine? Da. Să vezi foarte bine. Asta-i tensiunea? Asta poate. Mai dă-i o tensiune. Într-adevăr, după ce am ajuns la spital, ni s-a confirmat faptul că pacienta a suferit un accident vascular cerebral ischemic. De fiecare dată când auziți accident vascular cerebral, să vă gândiți la o problemă de circulație a sângelui la nivelul creierului. Fie se blochează un vas de sânge și în acest caz este accident vascular cerebral ischemic, fie se rupe un vas de sânge și în acest caz este accident vascular cerebral hemoragic. Se inundă partea aceea a creierului cu sânge. În funcție de localizarea accidentului vascular cerebral, dimensiunea acestuia, apar diferite simptome, simptome pe care le puteți identifica chiar și voi. Fie se pierde puterea musculară pe o anumită parte, fie la nivelul feței o jumătate a feței este căzută, fie pacientul are probleme de vorbire, convulsii, până la comă, cum ați văzut și cazul acesta, toate acestea pot să traducă un accident vascular cerebral. În engleză există un algoritm, FAST, face, față căzută, A, arms, mâini, forță musculară scăzută pe o anumită parte, S, speech, probleme de vorbire, T, time, timpul este foarte important. Pentru că în cazul accidentelor vasculare cerebrale ischemice, este important să ajungem la spital în primele 4 ore și jumătate, care se poate interveni prin tromboliză, adică se administrează un medicament care dizolvă cheagul de sânge de la nivelul creierului. În unele centre se intervine și se poate scoate mecanic, adică se intră cu o mică sârmuliță, să zicem așa, și se scoate cheagul de sânge de la nivelul creierului dacă acesta este la nivelul unui vas de sânge mare. Orice ar fi, cum ați văzut și la început, când ai o persoană inconștientă care respiră, o pui în poziție laterală de siguranță, oriunde ați fi. Cea mai frecventă cauză de persoană inconștientă care respiră este intoxicația acută etanolică, adică ai băut prea mult și ai ajuns inconștient, dar respiri, puneți-vă prietenii, amicii pe o parte dacă vă întâlniți cu această situație. Cum v-am zis și la început, m-am gândit și la un sepsis, o infecție generalizată care este mai frecventă la vârstnici, într-adevăr, mai ales la persoane care sunt imobilizate la pat, dar nu era cazul doamnei. Doamna, chiar dacă era în vârstă, avea o viață aproape normală, se mobiliza, ieșa, se plimba, mânca, era perfect autonomă înainte de acest episod. Din păcate, accidentele vasculare cerebrale lasă de cele mai multe ori sechele, chiar pot omorâ oameni. Ele pot fi prevenite. Cum pot fi prevenite? În primul și în primul rând, fumătorii sunt la risc, persoanele obeze, persoanele sedentare, toți acești factori îi putem influența. Cum acționează ei? În primul rând, fumatul acționează la nivelul vaselor de sânge, produce o stare pro-inflamatorie, produce inflamație la nivelul organismului. Grăsimile, zahărul în exces, care la rândul lui se transformă tot în grăsime, se depun la nivelul vaselor de sânge, acestea se pot îngroșa, îngusta și complet bloca. Că se blochează la nivelul inimii și produce infarctul miocardic, că se blochează la nivelul creierului și produce accidentul vascular cerebral. Cel hemoragic are alte cauze, printre care cel mai frecvent fiind anevrismele, adică niște malformații la nivelul arterelor sau venelor de la nivelul creierului care se pot rupe. Sper că ați învățat ceva din clipul de astăzi, că a fost util, că a fost educațional. Ca de fiecare dată aștept comentariile voastre la care o să răspund la fiecare în parte. Dacă v-a plăcut clipul acesta, nu uitați să dați like, share și subscribe dacă n-ați făcut-o deja, ca să ajungă aceste informații medicale de calitate la cât mai multă lume. Noi ne revedem data viitoare. Am fost Dr. Paul Oargă. Vă salut!